Un copil de 12 ani din Cernavodă și-a salvat mama înjunghiată sunând la 112. A urmat o cursă contra cronometru între spitalele din Cernavodă și Constanța, iar echipajele de ambulanță au reușit să o ducă în viață pe victimă în sala de operație. Vă avertizez, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Tatăl a doi copii, furios că a fost părăsit de mamă și cei doi minori, s-a dus ca să le ceară socoteală în noua locuință unde s-au mutat. Certa a degenerat în scandal și apoi bărbatul și-a atacat fosta soție. Pare că și copilul a fost ușor atins cu cuțitul de către inculpat. Hemoragia masivă a dus-o pe femeie în pragul leșinului în câteva zeci de secunde. Cu ultimele forțe și ultimele puteri și-a rugat copilul să ia telefonul și să sune la 112. Aceea a fost clipa salvatoare, care a făcut diferența între viață și moarte. Cu prezența de spirit a reușit să-și ajute mama să sune la 112 și să-i dea telefonul mamei ca aceasta să poată vorbi cu operatorul și să ceară ajutor. Isu Dobrogea a trimis la Cernavodă două ambulanțe care au ajuns în timp record. Hemoragia a fost oprită pe moment și apoi femeia adusă la spitalul din Cernavodă. Aici a fost introdus în sala de operație, a fost pansată, suturată. A fost stabilizată și apoi s-a cerut un echipaj cu medic pentru transferul la spitalul județean. La urgența din Constanța, echipa operatorie era pregătită, iar intervenția chirurgicală a început fără întârziere. Intervenția a durat aproximativ 7 ore, cadrele medicale depunând eforturi susținute pentru a-i salva viața. În momentul de față, pacienta este la terapie intensivă, intubată, în stare deosebit de gravă. Procurorii așteaptă ca să se recupereze și apoi să fie martoră în acest dosar. Îngerul salvator are doar 12 ani. Și procurorii, dar și medicii au rămas impresionați de tăria de care a dat dovadă copilul care a sunat la 112 să ceară ajutorul disperat pentru mama lui. Când au sosit organele de poliție la fața locului, mama era inconștientă și cei doi copii erau într-o stare de șoc emoțional, evident. Un astfel de eveniment produs în viața unui copil poate duce către o traumă care mai târziu se poate dezvolta într-o tulburare de stres post-traumatic, ce poate avea efecte pe termen lung. Copiii pot, sau viitorul adult, poate avea coșmaruri, poate retrăi momentele tragice pe care le-a petrecut, poate avea tulburări de anxietate, tulburări de comportament. Cei doi copii au acum mama în spital, iar tatăl după gratii. E arestat pentru 30 de zile și va fi judecat pentru tentativă de omor.